Vă salut cu pacea Domnului și aș vrea să vă lansez o provocare. Scrieți-vă un jurnal. Dacă nu știți cum, azi avem ocazia să învățăm de la cel mai mare scriitor de jurnale. El a trăit în antichitate în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Dacă am vedea original jurnalului său, cu siguranță n-am putea descifra nimic, deoarece era scris cu hieroglife, asemănător acestui decret dat în anul 2000 înainte de Hristos. Dar vă invit totuși într-o călătorie imaginară. Primul jurnal al celui mai mare scriitor de jurnale era scris pe papirus și începea așa. Cu scena când a fost scos din Nil și adoptat de prințesa egipteană sub numele de Moise. Următoarele pagini cu siguranță au fost scrise cu grijă de către Moise, așa cum era învățat de profesorii de la palat. Urmând momentele de rugăciune împreună cu mama Iochebed, momentele de veselie și plimbările împreună cu mama adoptivă. Au urmat examenele trecute la toate materiile cunoscute atunci, probele trecute la toate sporturile de la palat, culminând cu promovarea examenului de comandant al armatei egiptene. La acel moment, Moise își îndreptă gândul spre acel tablou pictat de mama sa, în care el, Moise, în carul de război, va conduce poporul lui Israel liber și fericit. Gândindu-se la acest tablou, veni dorul de frații săi și următoarea zi plecă la vizită în Goșen. Dar cât de diferit era acest tablou? El era în carul de război, dar poporul lui Israel gemea sub apăsare nedreaptă a lui Faraon. Încercând să îndrepte lucrurile, Moise omoară un isprăvnicel egiptean pentru a ajuta un sclav evreu. Dar tabloul nu se schimbă, ci Moise este obligat de mâna lui Faraon să fugă în altă țară, să-și abandoneze jurnalul, să-și abandoneze visul. Primul jurnal se pierde astfel sub loviturile vremii. Moise în carul de război nu va conduce niciodată poporul lui Israel. Ajuns în pustia Madian, Dumnezeu îl caută pe Moise și dă însărcinarea de a scrie jurnal pământului. Și Moise scrie cât putea el de frumos. Pe prima pagină el menționa: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape care se despartă apele de ape. Aceasta a fost ziua a doua, ziua a treia, până la ziua a șaptea. Tot aici, Moise, sub inspirație, scrie despre familia omenească, despre potop și turnul Babel, despre patriarhi. Acest jurnal este astăzi legat în 5 cărți și ocupa a șaptea parte din Biblie. Tot aici, Moise începe să scrie jurnal propriu, cu minunile pe care le face Dumnezeu pentru el. Începe cu rugul aprins, cu toiagul său minunat, cu cele 10 minuni liberatoare din Egipt, cu minunea despărțirii Mării Roșii, cu minunea Sinaiului, cu minunea apei din stâncă, cu minunea manei din pustiu, cu minunea șarpelui de ramă. Tu ce jurnal scrii? Jurnal faptelor tale, a dorințelor de a ajunge om de succes, a întrecerilor câștigate și examenelor trecute? Te provoc să scrii jurnal minunilor, ca Moise. Într-o dimineață, Moise s-a urcat pe vârful muntelui Pisga, unde Dumnezeu i-a trecut în jurnal minunea Canaanului veșnic. Și ce să vezi, pe următoarea pagină, chiar Dumnezeu a trecut în jurnal 3 puncte de suspensie. Pentru el începea veșnicia. Pentru jurnalul tău și jurnalul meu, dacă este un jurnal al minunilor lui Dumnezeu, pe ultima pagină, cu siguranță Dumnezeu va pune 3 puncte de suspensie și va urma veșnicia. Vă doresc și îmi doresc veșnicia. Amin.